Bună seara! Regele Mihai I a fost membru de onoare al Academiei Române din 2007 și au fost acordate de-a lungul timpului titlurile de profesor honoris causa extraordinar și senator ad honorem al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2003, doctor honoris causa al Universității de Vest din Timișoara și cetățean de onoare al acestui municipiu în 2009, doctor honoris causa al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în octombrie 2009, medalia dr. Alexandru Șafran din partea Federației Comunităților Evreiești din România în anul 2010. Și aș putea să mai enumăr foarte multe astfel de distincții pe care le-a primit în decursul anilor regele Mihai I. Vă propun ca în această ediție specială dedicată memoriei regelui Mihai, să aflăm cât mai multe informații inedite, dacă se poate, care privesc relația majestății sale cu mediul academic, dar și moștenirea lăsată de către acesta României. Alături de mine în această ediție specială, domnul profesor Andrei Marga, la ora respectivă, în anul în care s-a decernat această distinție regelui Mihai, rector al Universității Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Și domnul profesor istoric Ladislau Gheman. Bună seara. Bună seara. Domnule profesor Marga, vă propun să începem cu începutul, adică cu acel moment istoric în cadrul Universității Babeș-Bolyai, când ați fost dumneavoastră rector. Cum s-a întâmplat? Care au fost momentele cele mai inedite care v-au rămas întipărite în minte și în conștiință la întâlnirea cu majestatea sa? Într-adevăr, decernarea din 2003 a fost cronologic prima în țară. Ce context era atunci? Desigur, începeau la nivelul politicii de vârf a României, începeau să dispară rezervele față de prezența regelui în România, față de întâlnirile care au loc, față de integrarea regelui, a structurii monarhice, să spunem direct, în obișnuințele, în abordările instituțiilor din România. Și în acest context, colegii mei, și îmi place aici să-l amintesc în primul rând pe distinsul prorector Nicolae Bocșan, cu care am lucrat foarte bine, am luat decizia să-l invităm pe rege pentru acest titlu, profesor honoris causa extraordinar și senator de onoare. Și a fost prima acțiune, prima dată când regele a fost adus într-o instituție publică relevantă a României. După aceea au venit alte universități și au făcut același lucru, sau în mare, același lucru. Desigur, personal pusesem discuții cu majestatea sa, fiind lider al țărăniștilor și fiind și înainte în guvernarea CDR din 96-2000. Și am fost mereu impresionat, sigur, de soliditatea abordării instituțiilor de către majestatea sa. Aceasta era impresionant, într-adevăr, mai ales că la noi, și astăzi este devastatoare considerarea foarte relativistă a instituțiilor. Se crede că instituțiile se fac pentru că pe stradă nu știu cine vociferează. Instituțiile se fac altfel, chiar dacă, sigur, trebuie să fie democrație și sensibilitate la diferitele voci. Deci, ca să vin acum pe terenul efectiv, l-am invitat pe rege, Senatul Universității a aprobat, trebuie să spunem în unanimitate, ceea ce a fost un pas mare, nu totdeauna se întâmplă acest lucru, nu s-a întâmplat acest lucru. Și sigur, cu promptitudine, regele a acceptat oferta noastră, mă sigur, oferta era legată și de un aspect istoric. Ferdinand I, în definitiv, a inaugurat ceea ce s-a numit atunci Universitatea Românească din Cluj. Carol al II-lea a sprijinit mai ales administrația rectorală a lui Florian Ștefănescu Goangă, care a fost cea mai eficace în perioada interbelică la Cluj. A și lăsat în urmă o seamă de edificii, putem spune, ale Universității Clujene.
Iar regele Mihai, sigur, era foarte tânăr la cele date, se înțelege, la data la care tatăl său, Carol al II-lea, sprijinea Clujul. Regele, sigur, s-a impus în contextul de atunci, 2003, suntem prin pledoaria lui și pledoaria a fost importantă, de aceea și titlul s-a dat pentru contribuția la integrarea europeană. Propun să vedem acest moment, o scurtă știre pregătită de colegii mei de la Departamentul Știri, iar despre însemnătatea istorică al acestui moment, după vizionarea știrii, îl voi întreba pe domnul profesor Diamant. Vă rog materialul. Suntem cei care va trebui să găsim cea mai bună soluție pentru dezvoltarea sistemului educațional în România. Regele Mihai a fost foarte preocupat și atent cu mediul academic, iar Casa Regală a patronat mai multe instituții de învățământ superior din țara noastră. Prin prestanță, prin demnitate și grijă față de patrie, majestatea sa a reprezentat un model și un punct de reper în mediul academic. Pierderea sa este deplânsă de toți cei care l-au cunoscut sau doar l-au admirat și respectat. A fost un om extrem de atent cu viața academică universitară, a fost prezent în mediul academic lujan și în această universitate. Calitățile oficiale pe care le-a avut de profesor și de senator de onoare al universității noastre îl plasează printre mentori, printre patroni, printre ghizii spirituali a instituției noastre. Regele Mihai a fost ultimul șef de stat supraviețuitor din cel de-al doilea război mondial, iar viața sa, trăită cu demnitate și dragoste de țară, a reprezentat pentru mulți un adevărat model. Profesor Diamant? Da, am revăzut cu multă, multă plăcere aceste imagini și ne amintim de acest moment esențial din istoria universității și aș îndrăzni să spun din istoria ultimelor decenii ale vieții publice din România. În perioada respectivă lucram în cadrul Facultății de Studii Europene și ne aflam în pragul admiterii României în UE. De aceea acest moment a avut o semnificație deosebită și din acest punct de vedere. Deci chiar a fost un moment istoric. A fost. Mai multe perspective. Am inaugurat cu acest prilej și majestatea sa ne-a onorat cu inaugurarea unei săli, Sala Ferdinand, pe Brătianu 15, și pentru studenții noștri a fost un moment deosebit, desigur. Privind într-o perspectivă mai largă, vizita majestății sale la Cluj a reprezentat, cred, o reparație bine meritată. Noi, din păcate, de foarte multe ori neglijăm sau chiar tratăm în mod necuvenit valorile esențiale. Revăzând în aceste zile felul în care regele a fost primit în 1990 la prima încercare de a reveni în țară, stârnește și acum o indignare care este greu de exprimat în cuvinte. Și în același timp, sigur, stupiditatea celor care au condus atunci și care au decis așa cum au decis este terifiantă. Și să nu uităm totuși că a fost vorba de un guvern din care făceau parte mari, așa ziși, monarhiști de mai târziu. Pentru că să nu uităm, ministrul culturii era Andrei Pleșu, iar ministrul învățământului era Mihai Șora. Oameni pe care astăzi îi găsim în stradă sau sprijinim pe cei din stradă în sprijinul unor idei care sunt absolut contrare față de orice idee de democrație reală și mai ales care nu concordă cu felul în care au procedat atunci sau măcar au dat girul numelor lor pentru un lucru pe care ar fi bine până la urmă să-l uităm, pentru că în cele din urmă totuși lucrurile s-au reparat în ultimul deceniu
Și în acest moment, când pierderea o resimțim cu toții, cred că este un prilej de învățăminte pentru viitor. Valorile trebuie prețuite și nu ne este permis pentru niciun fel de considerent politic de moment să trecem peste aceste valori. Foarte interesant ce spune domnul profesor Dieman. Domnule ministru Marga, dacă n-ar fi fost acea sincopă despre care a pomenit și domnul profesor Dieman, cu prima încercare de revenire în țară a majestății sale, cum vedeți, cum s-ar fi schimbat lucrurile într-un fel sau altul? Sigur, sincopa respectivă a cântărit mult, i-a pus pe anumite direcții evenimentele. Să o spun direct, pe măsură ce ne distanțăm de anii imediați după 89, ne dăm seama că atunci au fost conflicte mai mari decât era normal într-o societate care vrea să democratizeze și că acele conflicte nu numai că au dus la rezultate stupide, cum a fost și această alungare a regelui, să spunem direct, sau oprirea lui pe autostrada spre Pitești, dar și la alte gesturi. Deci, aș spune simplu, dacă atunci se ocolea acea penibilă situație, e clar că se putea intra la o discuție. În România ar fi nevoie de o discuție, cu argumente, desigur. Acum, apropo de valori, sigur, și m-ați întrebat adineori de ce a însemnat prezența la Universitatea. Însemna multe, dar să luăm chiar și numai un aspect. Discursul susținut la Universitatea Babeș-Bolyai de Reghe a fost primul dintr-o serie care a culminat cu discursul, aș spune, major, complet, desfășurat din Parlament. Adică sunt discursuri deci care, a fost premergător care expune o concepție articulată. Și sigur, mă bucur să pot sublinia și astăzi, dacă ne uităm bine și în discursul la Parlament și la Babeș-Bolyai, problema era să se iasă din confuzia valorilor. La noi, termenul confuzia valorilor nu prea se înțelege. Confuzia valorilor înseamnă că sunt mulți oameni care nu sunt la locul lor. Sunt fie prea sus în răspund deplasației, nefiind pregătiți, sau unii pregătiți sunt prea jos. Prin urmare, această răsturnare gravă de valori, regele a semnalat-o și în discuție de la Babeș-Bolyai, dar a semnalat-o după aceea în Parlamentul României cu toată autoritatea. Aici, când a fost regele, dacă tot m-ați întrebat de acest fapt, sigur, el a subliniat istoria Universității Clujene. El a scos în relief ca autoritatea unui rege al acestei țări și a spus, această universitate este imperială, ea a fost austriacă, a fost maghiară, a fost română, este a tuturor. Sau, sigur, aspectul confesional, această universitate are și calviniști, și iudei, și ortodoxi, și catolici, și reformați, dar important e să fie o universitate pentru toți, adică performantă, dar și deschisă. Și sigur, sunt apoi multe lucruri pe care le-am discutat cu regele atunci, în legătură cu, știam bine dosarul și știu, relația cu deținuții politici, cu oamenii care au suferit în închisorile din România postbelică. Ei bine, regele a fost de acord că trebuie să acorde o atenție specială acestei categorii și a și avut o întâlnire, aș spune, foarte bună atunci cu zeci și zeci de oameni care au trăit mereu cu idealul monarhic. Pot să relatez multe detalii ale vizitei de la Babeș-Bolyai, dar oricum cred că important este acest fapt. El a văzut bine și atunci, și mai târziu la Parlament, ce probleme teribile sunt încă în România. Confuzia valorilor e una și apoi a doua, pregătirea liderilor. El a fost destul de direct și a spus, fără pregătirea liderilor, fără modestie, fără o ținută civică, nu merge. Ori noi, România, suferă în continuare. Exact de aici vom continua. Noi avem un foarte scurt fragment din acel discurs istoric al majestății sale la Universitatea Babeș-Bolyai. Din punct de vedere tehnic, este puțin deteriorată imaginea și sunetul pe aceste înregistrări, dar fiind un document istoric, ne permitem să vă prezentăm un scurt fragment din acest discurs al majestății sale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Aș vrea să vă mulțumesc mai întâi de toate pentru onoarea pe care Universitatea Babeș-Bolyai ne-a dat în această zi. În ciuda diferențelor de vârstă, Regina și cu mine ne-am simțit întotdeauna acasă, în orice universitate pe care am vizitat-o în sala noastră la lungul anilor. Să nu uităm că primii oameni care au ieșit în stradă să înceapă Revoluția ce a înlăturat regimul dictatorial au fost studenții și personal academic, majoritatea dintre ei născuți în perioada comunistă. Ei au fost cei care au refuzat dictatura și au fost primii care au aprins flacăra democrației în România. Atunci când a fost posibil să ne întoarcem în țară, am fost impresionat de numărul mare de studenți care ne-au vizitat și ne-au urat bine ați venit. A spune că studenții sunt viitorul nostru înseamnă doar a repeta un lucru evident. Ei nu reprezintă însă doar viitorul. Adesea, în ultimii 20 ani, ei au fost conștiința noastră, busola noastră, revitalizând istoria și tradițiile și aducându-ne aminte de atâtea lucruri care trebuie și încă îndeplinite. Acesta a fost scurtul fragment din acest discurs. Dacă bine am văzut, aveți în formă printată acest discurs al majestății sale. Da, l-am rezumat. Aici am și discursul de la Parlament, care, încă o dată, după părerea mea, cel din Aula Magna Babeș-Bolyai a prefigurat discursul mai amplu de la Parlament. În afară de momentele absolut protocolare care se impun în astfel de situații, noi avem imagini acum și de la sosirea majestății sale. Vă aflați cu majestatea sa în fața Universității Babeș-Bolyai pe strada Cogălniceanu. Ați purtat discuții în particular, bineînțeles nu se cade ca să vă întreb cam ce s-a discutat, dar era în public. Ce v-a captat cel mai mult la majestatea sa din întrebările majestății sale înainte de a intra în aulă? Sigur, majestatea sa, Mihai I, a fost un om cu o educație foarte bine făcută, se vedea în toate manifestările sale. Doi, sigur, ca orice om care merge într-o instituție în care n-a fost zilnic, m-a întrebat asupra, de pildă, ce detalii mai sunt privind viața lui Babeș, viața lui Bolyai, ceea ce, sigur, au mai apărut între timp și el bănuia această treabă sau știa în orice caz și i-am relatat, sigur, eu i-am relatat și scena mai aparte oarecum și anume, sigur, Bolyai a avut în anturajul lui, chiar în familia lui român, iar Babeș a dat primul manual de microbiologie la Budapesta. Deci am zis că este o conexiune și pe linia aceasta, sigur, generațiile noi ar trebui să o exploateze. Da. Ați pomenit și înainte de a viziona acel scurt fragment și mă îndrept către domnul profesor Ghemant. Foarte important ce a spus și domnul ministru Marga vis-a-vis de interesul pe care l-a avut majestatea sa vis-a-vis de inter- și multiculturalitatea acestei universități pe care după aceea a pus-o pe un trend crescător, un crescendo perpetu, domnul profesor Andrei Marga. Cât de importantă a fost această modelare? Ceea ce putem să spunem cunoscând întregul parcurs istoric al destinului regelui nostru este că întotdeauna pe întregul parcurs al evoluției acestui destin
a vrut să fie rege al tuturor locuitorilor din țara pe care o avea sub autoritatea sa. Și aici, dincolo de momentul acesta de la universitatea noastră, unde evident că au fost implicate toate așa zisele linii de studii, deci linia de studii română, maghiară, germană, toate facultățile care de teologie deja, erau care existau, atât de asemenea facultățile de teologie, Institutul de Studii Iudaice, deci toate au fost implicate în aceste manifestări. Dar aș aminti și de un moment care a urmat ulterior, dar care este semnificativ din acest punct de vedere. Atunci când s-a sărbătorit nunta de diamant a perechii regale, deci în 2008, a avut loc un concert festiv la București și cu acest prilej concertul a debutat, așa cum era firesc, cu Rapsodia lui Ionescu, iar punctul 2 din program a fost Rapsodia Ungară de Liszt. A fost, cred, nu întâmplătoare această alegere a programului, ci a fost un semnal în direcția acestei viziuni integrative. Cred că n-a perceput foarte multă lume la momentul respectiv acest, dar este acest, bine să, acest detaliu foarte important pe este care bine să este bine să subliniem acest lucru. Iar în ceea ce privește comunitatea evreiască, ați amintit că a primit medalia Alexandru Șafran. Și acordarea acestei medalii din partea Federației Comunităților Evreiești din România este un moment extrem de semnificativ, pentru că întregește un alt moment esențial, și anume faptul că Muzeul Memorial Yad Vashem din Ierusalim a decernat casei regale, reginei Maria, titlul de drept între popoare, tocmai pentru atitudinea avută în perioadele de restriște, în perioada Holocaustului față de comunitatea evreiască. Iar pentru regele Mihai personal, cred că este esențial faptul că destinul a fost să se afle în fruntea țării cu autoritate mai mare sau mai restrânsă, exact în două momente de restriște în care în esențial era lupta împotriva celor două dictaturi cancerigene ale secolului 20. Atât în perioada antonesceană, cât și în perioada instaurării comunismului în România, regele Mihai a avut o atitudine impecabilă, a avut întotdeauna, în măsura în care i-a stat în putință, voința și dorința de a se opune acestor evoluții nefaste. Iar în perioada de care vorbim, mai fericită, aș zice, a integrării noastre în UE și în NATO, rolul casei regale, rolul personal al regelui Mihai este astăzi incontestabil recunoscut de toată lumea. Prin prisma faptului că a fost și ministru de externe al României, cred că este foarte important ce a punctat domnul profesor Ghemant în ultima parte vis-a-vis de momentul Uniunea Europeană și NATO. Da, aș mai accentua un pic ceea ce a început să relateze colegul Ghemant, și anume explicația faptului că în discursul din Aula Magna regele a insistat pe structurarea universității. Ce s-a întâmplat de fapt? Structurarea universității a fost prevăzută de Carta Universității din 1995. Atunci, împreună cu Nicolae Bocșan, cu prorectorul Paul Silaghi, cu prorectorul Volkan Breckner, cu domnul Ghemant, s-a conceput structura numită multiculturală a universității. Ea a stărit multe discuții, știm, și dacă plonjăm în presa timpului, nu mai ne dăm seama rapid. Am discutat cu regele, trebuie să recunosc, când eram la București, pentru că era o problemă care tot la câteva luni venea pe scena principală a țării și trebuia rezolvată. Care era această problemă? Problema era cum se relaționează aceste
studii în română, în maghiară, în germană și studiile evreiești. Cum se integrează, probabil. Exact, da. Pentru că aveam două curente. Un curent care voia să extindem peste tot studiile în limba română și un curent care voia să separăm ceva din această universitate. Se știe prea bine, aceste lucruri sunt consemnate. Sigur, regele, eu l-am întrebat și când eram la București, cum spuneam, și el a spus mereu, trebuie formula integrativă și sigur, acum să spunem clar, un rege este mai integrativ decât orice altă funcție. Exceptând, sigur, funcțiile ecleziale, care au alt statut. Și ce ați putut, domnule ministru, să preluați din cele spuse de către majestatea sa? Pot să spun următorul lucru. Se putea prelua... Obiectiv vorbind, pentru că structurarea era deja făcută, dar intervenția regelui în Aula Magna a, cum să zic, a lămurit multă lume, încât această discuție ascuțită s-a temperat și oamenii s-au putut concentra pe veritabila problemă care este profesională. Mai venim la partea de integrare europeană. Sigur, România, știm bine, a avut și are probleme cu nivelul de dezvoltare economică, dezvoltarea infrastructurii, cu instituțiile. Instituțiile, din păcate, nici astăzi, vedem bine, oamenii aceia sunt pe străzi, ori trebuie să spunem clar, haideți să facem instituții solide, că nu merge toată ziua să stăm pe străzi și să spunem nu la orice, fie o idee bună, fie o idee mai puțin bună. E bine, în acel context, România, trebuia dată garanția internațională că România este un partener de viitor, că este o democrație cu perspective certe, că este atașată valorilor occidentale, că se organizează ca o societate civilizată și mai departe. Aceste garanții trebuiau să le dea cineva. A fost foarte bine că a existat regele Mihai, care avea autoritatea conferită de istoria sa, de istoria monarhiei în România, de evoluție de atunci. Și în acest context, el a jucat un rol internațional vis-a-vis de câteva case regale importante, chiar dacă nu regii fac politica operațională, operativă. Deci, integrarea României în Uniunea Europeană și decizia de începerea acestei integrări efective în 2007 sunt legate și de intervențiile lui. Încet, încet se vor developa documente și se va vedea că această integrare euroatlantică a României datorează mult și regelui Mihai. Domnule profesor Diamant, în tagma istoricilor, care sunt, dacă mai sunt, acele mari pete albe, dacă există, din viața și activitatea majestății sale? Sau care sunt acele momente despre care nu s-a scris și nu s-a vorbit destul? Cred că sunt trei asemenea momente. Un istoric vorbind, deci lăsând la o parte ultimele două decenii și jumătate, pe care le-am văzut cu toții. Le-am trăit acum cu toții. Există televiziune, există înregistrări, deci le putem vedea și fiecare își poate forma un punct de vedere. Evident că vor urma cercetări de arhivă, arhivele familiei regale, dacă vor fi deschise cercetătorilor, vor oferi multe lucruri. Dar în perspectivă istorică, un prim moment de cumpănă esențială a fost perioada regenței de la sfârșitul anilor 20 și momentul revenirii lui Carol al II-lea pe tronul României. Desigur, în acele momente rolul regelui Mihai era mai mult simbolic, pentru că vârsta nu îi permitea să aibă o participare efectivă la ceea ce s-a întâmplat, dar o reluare a studiilor ar fi poate importantă pentru a afla exact impactul momentului 1930. Un moment care a schimbat destinul României în multe privințe și anii 30 au adus evoluții contradictorii și care în cele din urmă s-au soldat tragic pentru destinul României mari. Deci a însemnat practic în cele din urmă și din cauza evoluției raporturilor de forțe internaționale o pierdere esențială pentru această realizare de excepție despre centenarul căreia vom vorbi foarte mult în anul care urmează. Un al doilea moment de cumpănă
a fost perioada 23 august. Aici, din nou, lucrurile încă necesită cercetări aprofundate. Care a fost efectiv rolul regelui? Pentru că interpretările se află, evoluează pe o scală foarte întinsă. Unii care încearcă minimalizarea acestui rol, alții care absolutizează rolul. Probabil că există aici o cale de mijloc. Este evident că regele a fost în prim plan în momentul în care dictatura a fost înlăturată și în ce măsură Casa Regală, regele Mihai, s-au implicat în contactele anterioare cu aliații în diverse locuri, la Istanbul, la Geneva, la Stockholm, în ce măsură aceste tratative au avut girul și au beneficiat de participarea efectivă a Casei Regale. Și sigur, este de lămurit că în momentul în care s-a petrecut schimbarea, faptul că regele a fost în prim plan, dacă reflectă într-adevăr un rol de inițiator și de, în același timp, de cel care realizează în practică. Și de catalizator, probabil. Da. Și în sfârșit, al treilea moment esențial, despre care se vorbește acum foarte mult și despre care, din păcate, unul care a fost șef al statului român timp de 10 ani s-a exprimat într-un mod incalificabil. Este vorba de momentul 30 decembrie. Aici, din nou, lucrurile trebuie cercetate. Respectivul fost președinte vorbea de da, o trădare. Care a vorbit. Da, da, da. Adică a fost un moment crucial în care s-a pus din nou o alegere decisivă în fața regelui. Este evident că dacă ar fi sfidat pistoalele aflate pe masă, viața regelui Mihai ar fi fost în pericol. Și așa cum o elită întreagă a fost exterminată, fără niciun fel de rețineri de către dictatura comunistă, nici viața regelui Mihai probabil că nu ar fi fost cruțată. Și în același timp, cred că atitudinea pe care a luat-o atunci a fost cu cântărirea perspectivelor viitorului. Era mult mai important să avem atunci în străinătate, în exil, un centru catalizator care să adune toate forțele pentru a combate și în cele din urmă pentru a pregăti răsturnarea dictaturii. Domnule ministru, vă întreb ca pe filozoful Andrei Marga, mai degrabă în această perioadă, în aceste zile, să vorbim mai accentuat despre trecut sau despre viitor? Cu siguranță, dacă Majestatea sa ar răspunde la această întrebare, ne-ar spune să pregătim viitorul. El a și spus să analizăm prezentul, să pregătim viitorul. Doi, e aparent un paradox aici. Te aștepți de la un rege să sublinieze importanța puterii personale sau, în orice caz, puterii suveranului. Termenul suveran spune totul. Și a exemplului personal, probabil. Exact. Dar regele Mihai, interesant, și la Cluj și în discursul de la Parlament, a subliniat insistent o idee. Trebuie să democratizăm România. Deci regele a devenit un avocat, aș spune direct, al democratizării, mai puternic decât oricare alt lider care a fost în jur. Și sigur, colegul Gheman se referea la președința României. Păi să fim clari, președinția României, dacă facem o analiză, și acum nu este nici cum în vocabular termenul democratizare. Ori, și nu a fost nici înainte. Sau dacă a fost, a fost demagogic. Deci să spunem clar, acest rege, dincolo de calitatea și istoria lui, a subliniat răspicat, România nu va putea fi pusă în funcție fără o democratizare încă o dată. Aceasta înseamnă a gândi instituțiile, bineînțeles. Sigur, în privința persoanelor, a subliniat mereu,
nevoia unei devoțiuni pentru rezolvarea problemei României, pentru că egoiști pe scenă, activiști, politicieni egoiști găsești câți vrei. Problema este ca și în România să ajungă la decizii niște oameni care știu ce înseamnă interesul public. Legele știa foarte bine, eu recunosc, pentru asta am avut mai multe discuții pe treaba asta și am abitrat mereu. El știa bine pe tema democratizare și interesul public. Problema este că dacă faci politică, să înțelegi interesul public. La noi se confundă și acum interesul public cu interesul public. Pe ce pune majestatea asta cel mai mare accent? Am înțeles democratizare, dar mai concret. În contextul de atunci, el accentua tripartiția puterilor, el accentua nevoia unei justiții independente și el, pentru că ce se întâmplă? Orice democrație lucrează cu justiția, dar o justiție independentă nu în forma în care se face la noi. Acum încă, sperăm că se depășește această formă, ci o justiție în care contează argumentele și contează, desigur, legi bine făcute. Acum și el știa bine că legile sunt cam improvizate, ele sunt cam pline de tendințe. La noi legile, să fim foarte clar, și acum se adoptă de multe ori, nu totdeauna, băzând cine poate fi ținut în șah. Ori nu aceasta e problema. Problema este să tratezi curat, în vederea unei democratizări, încât fiecare cetățean să simtă că poate avea o voce de care se ține seama. Toate acestea luate la un loc, puse la un loc, domnule profesor Diamant, ne duce cu gândul, vrând nevrând, către foștii și actualii studenți, pentru că și legăturile, fac o mică paranteză, în ultima perioadă am observat de la trecerea în neființă a majestății sale, foarte mulți tineri încearcă să înțeleagă cât mai bine tot acest fenomen, îmi permit să spun fenomen, adică fenomenul pe care, care a emanat din viața, din activitatea majestății sale, regele Mihai. Tinerii sunt tot mai interesați. Vedem foarte mulți tineri în aceste zile care, deși nu știu prea multe, nu cunosc prea multe din istorie, dar există un index de simpatie parcă mai ridicat acum, la ora la care discutăm, a tinerilor, a categoriei mai tinere de locuitori ai țării, vis-a-vis de Casa Regală, vis-a-vis de personalitatea majestății sale. Cum vă explicați? Deci, esențial din acest punct de vedere este cunoașterea, ca întotdeauna. Acum avem niște generații care au crescut în ultimii 30 de ani și care n-au fost atinși de o, trebuie să spun acest lucru, morbidă propagandă antimonarhică care a caracterizat modalitatea în care a fost prezentată activitatea Casei Regale în manuale, în expuneri publice, în cei 50 de ani de comunism. Această generație, acum, având acces la surse, la cunoștințe, trebuie neapărat alimentată cu astfel de cunoștințe, lucrurile trebuie puse la locul lor, învățământul trebuie să abordeze rolul Casei Regale în modernizarea României, în crearea României moderne, în realitatea faptelor, astfel încât tineretul să primească răspuns la întrebările pe care le pune. De ce a ajuns Carol I în România? Care a fost rolul lui? De ce despre România părinții sau bunicilor spuneau că a fost grânarul Europei, a fost că leul din perioada lui Carol I era un leu de aur care valora pe piața europeană extrem de mult. De asemenea, trebuie să afle despre rolul lui Ferdinand în ceea ce a însemnat primul război mondial și mai ales crearea României Mari, care a fost semnificația României Mari și care este importanța amintirea acestui moment în aceste zile și în cele care urmează. Și în sfârșit vor trebui să înțeleagă foarte clar că printre uriașele erori, vini și crime
ale regimului dictatorial comunist, s-a situat și această aruncare în derizoriu și negare a rolului unei instituții, Casa Regală, care efectiv a însemnat o binefacere pentru România, și tineretul va trebui să înțeleagă corect toate aceste lucruri. De ce? Pentru că numai printr-o înțelegere corectă a trecutului putem merge mai departe în direcția spusă de profesorul Marga, a unei reale democratizări, a unei democrații înțelese ca un mod de viață. Îl întreb deseori ce înțelege exact prin acest lucru și mi-a spus câteva lucruri și cred că acest lucru trebuie înțeles, mai ales de către tânăra generație. Doar dacă democrația va deveni un mod de viață, atunci va depăși faza demagogică în care ne aflăm, din păcate, acum. Trebuie înțeles, a accentuat de mai multe ori domnul profesor Diamant, și la un moment dat domnia sa a vorbit despre educația acestor tineri, și mă întorc un pic către perioada când ați fost ministru al învățământului, al educației, pentru că acolo, dacă vorbim despre tineri, despre elevi, imediat, automat, gândul ne duce și către manuale și, în cazul de față, manuale de istorie. În perioada mandatelor dumneavoastră ați reușit, bine, a fost o întreagă reformă care a pus bazele unui alt, nou concept al educației, dar dacă ne referim strict la manualele de istorie, ați reușit, domnule ministru, să introduceți câte ceva și din aceste capitole pe care le discutăm acum? Da, s-au introdus atunci, s-a introdus considerații mult mai ample despre monarhie, s-a introdus recunoașterea rolului monarhiei. Bine, istoricii care au concurat pentru a elabora manualele au venit cu o cunoaștere precisă a acestor lucruri. Nu era aici problema. Sigur, este o problemă în continuare, și anume, nu se elaborează istoria României în secolul 20. Secolul 21 încă nici nu discutăm încă. Dar nu se elaborează, și atunci, în România, apropo de ce spunea colegul Gheman, sunt încă multe confuzii în legătură cu ce s-a întâmplat. Ori ar trebui ca și istoricii noștri să dea istoria națională din secolul 20. Adică nu lucrări de propagandă, ci care și a... e inevitabil în lumea modernă, dar lucrări, o sinteză solidă. Se discută dramatic despre anii 30, dar nimeni nu se apucă să pună cap la cap documentele, să vadă exact, onest, ce s-a întâmplat. În al doilea rând, sigur, apropo și de abordarea multiculturală, mă rog, acum trebuie să spun un fapt istoric. Rectoratul nostru a comandat atunci să elaboreze o lucrare de istoria Transilvaniei, cu participare românească, maghiară, germană și evrească. Sigur, trebuie să o spun acum onest. Atunci nu s-a pus problema ca să venim acum să spunem, domnilor, acolo sunt toate trei comunitățile reprezentate. Comunitățile pot să aibă viziunile lor, ceea ce e natural, diversitatea e naturală, dar, trebuie spus, acei oameni care au lucrat după aceea ne-au spus și nouă ca rectorat. Da, suntem de acord, lucrăm la istoria Transilvaniei, dar lucrăm în calitate de specialiști. Noi nu avem mandatul de undeva să... De aceea nu trebuie invocat decât faptul că sunt mai mulți specialiști. Acum, mergând mai departe cu manualele de istorie, sigur, multă lume a criticat de ce sunt manuale alternative când adevărul e unic. Sigur, e adevărat, dar adevărul e unic, numai că omenește abordat din multe unghiuri. Multă lume crede că manualele alternative în istorie sunt o creație a reformei care am condus-o. Ele erau făcute de Iorga și Giurescu, care au avut două manuale care au concurat. Deci ei au introdus manualele alternative în istorie. Noi le-am reluat și cred că soluția manualele alternative e vitală, degeaba. Sunt mulți care le atacă, e inutil atacul. Dar, venind și mai aproape, sigur, trebuie din nou stimulat interesul tineretului pentru istorie, dar o istorie bine scrisă. Noi avem acum istorie comercială, putem merge pe standuri, avem istorie liricoidă, mergem pe standuri, istorie propagandistică, mergem, eu zic să cultivăm istoria istorie și apoi discutăm și o interpretăm și o interpretăm. N-am cum să vă întreb, domnule profesor, cum se face istoria istorie? Mergând, cum se cultivă? Mergând în arhive, primul lucru,
bazându-te pe documente. Și nu trebuie noi să inventăm lucruri, doar să urmăm de pildă. Istoriografia germană astăzi are un prestigiu evident în întreaga lume și cu deosebire în Europa. Cum au procedat ei? În secolul XIX au mers și au făcut colecțiile de documente, dar nu ca la noi, că începe o colecție și o lași baltă și începe alta și așa mai departe. Trebuie mers până la capăt cu publicarea documentelor și apoi vine faza următoare în care interpretez, în care au loc discuții, vestita cearta a istoricilor din Germania. Nu putea să aibă loc dacă nu erau pe masă documentele. Trebuia să pornească de la ceva. Trebuia să pornească de la lucruri concrete, exacte. Iar de-abia apoi pot apărea interpretări justificate de o parte, de alta, și din confruntarea lor va ieși o fărâmă de adevăr. Pentru că de adevărul absolut avem tendința de a ne apropia, dar nu vom atinge niciodată, nici în istorie, nici în alt domeniu, adevărul absolut. Dar trebuie să ne străduim ca măcar pe porțiunea noastră de care ne ocupăm să scoatem asemenea fărâme de adevăr incontestabile. O întrebare comună, domnilor profesori, după acest moment, trecerea în neființă a majestății sale, regele Mihai I, se va schimba ceva în România? Percepțiile, va fi o cezură, ce se va întâmpla? Sau peste câteva săptămâni, luni, ne vom relua opiniile, activitățile, mentalitățile de până acum? Nu suntem profeți, dar eu cred că majestatea sa regele Mihai lasă în urmă un profil puternic, lasă în urmă o abordare a problemelor României orientată spre instituții solide, spre democrație și spre seriozitate. Cred că el lasă această moștenire și putem vedea, să sper că va apare în curând și o ediție a intervențiilor lui publice în România, mai ales și a celor din ultimele decenii, de ce nu, și mai devreme. Mai departe, însă, totul va depinde și cred, și fiindcă discutăm de istorie aici, din nefericire doar istorie, mai discutăm în cazul regelui Mihai, sunt două lucruri de făcut în România. Trebuie să explicat mai clar rolul personalităților în istorie. Chiar dacă e o temă banalizată, ea nici acum nu e tratată serios. De ce? Vedem bine, dacă ne uităm în istoriografie, se controversează ce a făcut Mihai Viteazul, se controversează ce a făcut Cuza, controversele sunt, dacă vrem, și în jurul Carol al II-lea, așa mai departe. Ori trebuie spus, unu, nu se pot lămuri aceste lucruri decât dacă se stă în arhive, ori, din păcate, lucrările de istorie care se văd... Și dumneavoastră tot mai accentuat, arată clar că nu se stă în arhive, ci se ciupește un lucru convenabil sau nu, trebuie stat în arhive. Se ciupește sau se preia? Se ciupește, pentru că, mă rog, dăm seama dacă se scoate un document, repede se face mare caz. Da, documentul poate fi foarte important, el trebuie integrat în atmosfera epocii. Iar integrarea în epocă, să spunem clar, cere din partea istoricului cunoștințe de economie, sociologie, drept, ori, dacă ne uităm bine, e o mare lacună în formarea istoricilor și acum o spun drept, și acum e această lacună și lucrările de istorie, chiar cele care sunt socotite, nu știu cum, și ele trădează că, de fapt, nu s-a stat în arhive și nu se cunosc științele sociale actuale. După regele Mihai? Eu cred că principala sarcină, principalul nostru obiectiv va trebui să fie corectarea erorilor de interpretare care au existat și mai ales privind spre viitor, să învățăm din ceea ce s-a întâmplat și să beneficiem într-o măsură mult, mult mai mare de ceea ce înseamnă Casa Regală în rețeaua monarhiilor constituționale din Europa. Cred că și în continuare Casa Regală, chiar dacă în formule neoficiale, poate fi de un folos esențial pentru România în Europa și în lume. Ați pomenit, domnule profesor, că trebuie să învățăm din ceea ce s-a întâmplat. Poate repetăm. Repetăm ca să se învețe și mai bine, să se puncteze cât mai accentuat. Ce trebuie să învățăm din ceea ce s-a întâmplat? Trebuie să învățăm prețuirea valorilor,
trebuie să punem în prim plan ceea ce este esențial pentru interesul public de care s-a vorbit aici și nu interesele momentane, conjuncturale ale unei grupări politice, ale unei persoane eventual, nu o anumită campanie electorală care urmează peste un an, doi, trei, să fie obiectivul non plus ultra, ci să existe o viziune pentru o perspectivă de decenii, cel puțin pentru această țară. Domnule profesor Marga, ați făcut referire de mai multe ori și am înțeles că ați adus cu dumneavoastră discursul istoric al majestății sale din Parlamentul României. Dacă ar trebui să citați un gând, o idee din, sau să prezentați cu cuvintele dumneavoastră o idee din acest discurs istoric acum spre finalul ediției speciale, care ar fi acel pasaj? Pe câteva le-am amintit. Nu vreau să pun unul în lumină umbrind altele. Ele sunt importante. Dar aici aș mai adăuga la cele pe care le-am spus pe parcurs două idei din discurs. Cei care conduc în România... Acum vorbiți de discursul din discursul Parlament. Din Parlament. Cei care... De acesta m-ați întrebat. Da. Cei care conduc în România, chiar și în Europa, ar trebui să fie pregătiți și ar trebui să fie modești. Acesta e un mesaj chiar textual dat de rege. E clar, pregătirea... Regele a și venit cu modelul de modest. Regele avea o cunoaștere, cred că, foarte bună a evoluției Europei și a dat seama că există ceea ce, mă rog, mulți intelectuali de prim plan a Europei au remarcat deja în anii 80, un declin al nivelului de pregătire al celor care iau decizii. Ori el, cred, părerea mea e că el a reacționat. A doua idee, cu care el a și încheiat discursul la Parlament, foarte frumoasă, România nu este moștenirea părinților noștri, ci este un împrumut pe care îl avem de la generațiile viitoare. Aceasta e o formulare splendidă, cred eu. Sigur, ea ne obligă la o treabă. România trebuie abordată din perspectiva schimbării ei, din perspectiva critică, dacă vrem să folosim termeni mai tari. Dar perspectiva aceasta critică înseamnă o critică pricepută, o critică care a înțeles situația, pentru că altfel le vedem și pe străzi, apar fără de oameni care își închipuie că ei au o idee. N-au nicio idee, ei au o idee de, eventual de genul dați-vă voi jos să venim noi, dar aceasta nu e soluția României. Democrația exclude o astfel de soluție. Credeți, domnule Misu, că se poate opri, stopa acest declin în sensul plecați voi, venim noi? Păi se poate cu ceea ce am numit o gândire altfel, să zic altfel, și sigur regele Mihai a îndemnat la această gândire. Eu sper să se ia în serios moștenirea lui, să nu fie într-adevăr bagatelizată, cum ați spus, printre evenimentele care vin. Sigur, vin ani care nu sunt ușori. Eu sper să nu fie bagatelizată și să se învețe de aici. Adică spus că, clar, dincolo de toate frământările, dincolo de gândurile noastre ale fiecăruia, România pluralistă, România democratică este cea care va rezista. Altfel vor fi probleme. Ce trebuie să mai facem pentru... ați spus foarte multe, dar insist. Ce trebuie să mai facem pentru democratizarea țării noastre? Pentru că ați vorbit de non-valori, ați vorbit... nu vreau să expun aici o întreagă teorie. Am ținut, mă mândresc cu asta, un discurs la Washington DC, exact pe treaba aceasta, democrația ca formă de viață, care e și un termen care vine în tradiția democrației americane. Aici aș sublinia două lucruri. Unu, nu vom putea ieși din situație dacă nu punem problema, să spun tehnic, să nu fac mare retorică, meritocrației. Dacă noi nu venim în România la a selecta oamenii după merite, nu după relații de filiație, nu după relații pecuniare, nu după tot felul de alte relații, nu se va putea rezolva problema. Deci, să spun direct, sub toate aspectele, meritocrația trebuie restabilită. Se poate flata orice instituție. Toate instituțiile românești la ora actuală, cute să spun, sunt maladive, sunt bolnave de încălcarea meritocrației. Doi, sigur, noi avem un mecanism în democrație în general, care spune că la un periodic se aleg reprezentanți. Da, numai că democrațiile trebuie să includă rapid, asta e una din propunerile mele, un mecanism de control asupra celui ales. Altfel vedem bine că cel ales, cum și la noi, face numiri,
numirile devin mai tari decât cei aleși și se malformează complet sistemul democratic. Domnilor profesori, mulțumesc pentru această discuție mai mult decât interesantă despre momente inedite din istoria majestății sale, regele Mihai, cu precădere momentul istoric de la Universitatea Babeș-Bolyai din anul 2003. Atât pentru astăzi de aici, de la Cluj, ediție specială. La revedere!